Rata de infectare a scăzut în ultimele 24 de ore în drobeta Turnu Severin, sub pragul de 2 la mie. Acest lucru este îmbucurător pentru cetățeni, deoarece în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 13 cazuri de îmbolnăvire și doar două decese. Vești bune pentru severineni, astăzi rata de infectare a fost de 1,69 la 1000 de locuitori. Totodată, potrivit Direcției de Sănătate Publică, rata de infectare a județului Mehedinți până în momentul actual este de 1,5 la 1000 de locuitori. Vlădaia este cea mai afectată localitate din județ, unde rata de infectare este de 4,23 la 1000 de locuitori. De la începutul pandemiei și până în prezent, 7979 de mehidințeni au fost infectați cu COVID-19, iar 360 dintre aceștia au decedat.